Salutare! Am prins settled status sau statut de prerezident. Mai trebuie să aplic pentru a primi settled status sau statutul de rezident permanent? Răspunsul este da. Trebuie să aplicați. Statutul de rezident permanent nu se acordă automat. Odată ce ați locuit în Marea Britanie timp de 5 ani, fără a părăsi Marea Britanie pentru mai mult de 6 luni, în orice perioadă de 12 luni, puteți aplica pentru statutul de rezident permanent sau settled status. Este important să aplicați îndată ce puteți dovedi rezidența de 5 ani și este important să aplicați înainte ca statutul dumneavoastră de prerezident sau pre-settled status să expire. Întreaga dumneavoastră familie, inclusiv copiii, trebuie să facă această aplicație de a schimba de la pre-settled status la settled status. Settled status sau rezidența permanentă este mai sigură decât pre-settled status sau statutul de prerezident, ceea ce face mult mai ușor să trăiți, să munciți și să accesați beneficii în Marea Britanie. Ce dovezi am nevoie pentru a aplica? Este o idee bună să păstrați documentele de muncă, cum ar fi payslip-ul sau fluturașul de salariu, facturi, scrisori de la beneficii, extrase de cont de la bancă, pentru a demonstra cei 5 ani de rezidență continuă. Dacă puteți, adăugați numele partenerilor și a membrilor de familie pe facturi, contracte de închiriere, etc. De asemenea, este o idee bună să păstrați scrisori de la medici și școli. Dacă puteți păstra dovada plății chiriei, deoarece uneori este necesar să demonstrați împreună cu contractul de închiriere că ați plătit chiria. Voi pierde statutul de pre-settle sau de prerezident dacă părăsesc Marea Britanie. Dacă părăsiți Marea Britanie pentru 2 ani sau mai mult, veți pierde statutul de prerezident. Dacă plecați pentru mai mult de 6 luni, puteți continua să trăiți în Marea Britanie până când statutul dumneavoastră de pre-settle status expiră, dar atunci puteți avea dificultăți în a dovedi cei 5 ani de rezidență atunci când aplicați pentru statutul de rezident permanent sau settled status. Pentru a evita dificultățile, dacă planificați să continuați să trăiți în Marea Britanie pe termen lung, încercați să nu plecați pe perioade lungi prea des. Cu statutul de rezident permanent puteți locui în străinătate pentru nu mai mult de 5 ani consecutiv și apoi să vă întoarceți să locuiți în Marea Britanie păstrându-vă statutul. Dacă sunteți plecat mai mult de 5 ani, veți pierde statutul. Dacă ați fost în străinătate mai mult de 6 luni, dar mai puțin de 12 luni, puteți totuși să aplicați atâta timp cât puteți dovedi că ați fost în străinătate pentru un motiv important, cum ar fi nașterea unui copil, sarcina sau boala, dar va trebui să încărcați o dovadă cu aplicația dumneavoastră. Ce voi avea nevoie pentru a aplica? Pentru a aplica, veți avea nevoie de următoarele documente: pașaport, numărul aplicației de la pre-settled status sau de prerezident, care poate fi găsit în e-mailul când v-a fost acordat statutul, sau prin conectarea la aplicația dumneavoastră, unde mergeți ca și cum ați dori să actualizați datele. Documentele care arată rezidența de 5 ani, cum ar fi contracte de închiriere la casă, credite fiscale, extrase bancare, acorduri de împrumut, etc. Pentru copii veți avea nevoie de certificatul de naștere și numărul aplicației părintelui. Vă mulțumim că ați vizionat acest videoclip. Vizitați canalul nostru de YouTube pentru mai multe videoclipuri. Vă mulțumesc!